Radio Cluj se aude în toată Transilvania. Exact așa, pe 95,6, 95,4, dar și online pe radiocluj.ro. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Carmen Sea sunt eu în direct, împreună, din acest moment, 14 și 8 minute până la ora 15 și cu telefoanele deschise imediat în caz că aveți întrebări pentru invitatul meu de astăzi. Câți oare dintre cei care ne ascultați în acest moment și sunteți uh, angajați, deci aveți un job, mergeți cu plăcere la serviciu? Pe câți dintre voi, locul în care vă petreceți 8 ore pe zi, plus minus, uh, puteți spune că este acel serviciu pe care vi l-ați dorit, la care ați visat, pentru care v-ați pregătit? Și pentru câți dintre voi, locul în care petreceți activ mai mult timp pe zi chiar decât cu familia, că asta pățin foarte mulți dintre noi, nu e un loc în care mergeți așa, cu lene, cu silă, obligați de facturile care se adună la sfârșitul lunii sau de creditul uh, ipotecar, pentru că există și astfel de cazuri și mergeți la ceea ce invitatul meu numește scârbiciu mai degrabă decât serviciu. Ei bine, prin și malaxorul social cu contracte și obligații, uneori e greu să vezi luminița de la capătul tunelului, îți e imposibil să vezi ori să auzi oportunități sau să te gândești chiar că poate meriți mai mult. Și totuși, viața noastră merită mai mult, inclusiv un job bine plătit și direct proporțional cu pregătirea noastră profesională, cu valorizare la locul de muncă, cu relații normale și sănătoase între angajat și angajator. Cu recompense și colegi cu care să formezi o echipă și cu care să simți că ai țeluri comune Și alături de care merită să te străduiești, să faci performanță Unei dintre noi au parte de un astfel de serviciu, pentru alții însă pare o utopie tot ceea ce am spus eu până acum Asta nu doar pentru că nu li se oferă nimic din ce am enumerat Adinaor, ci și pentru că de foarte multe ori nu știm ce să cerem de la angajator în contrapartidă vin angajatorii care se plâng de slaba prestație, de slaba implicare, ori chiar de slaba pregătire profesională a angajaților. Și uite, așa ne-am urcat în malactorul Piete de muncă din România, dar ca să nu amețim prea mult între cerere și ofertă, ne aduce cu picioarele pe pământ invitatul meu de astăzi, unul dintre cei mai apreciați și avizați consultanți de marketing, management și business din România, realizatorul podcastului Hacking Work și ale articolelor pe care le găsiți în fiecare săptămână pe site-ul nostru, Doru Șupială. Servus, Doru! Servus, Carmen! Mulțumesc! Pentru invitație, salutări tuturor celor care ne ascultă. Mă bucur că am ajuns la un comun acord în urma întâlnirii de luna trecută, în care am zis că în fiecare lună, așa, la sfârșit de lună, uh -huh. într-una din zile, ne întâlnim să stăm de vorbă, pentru că foarte multe avem de spus despre ceea ce înseamnă piața de muncă în România, relații angajat și uh, angajator. Le spuneam ascultătorilor noștri în emisiunea de data trecută și afirm din nou același lucru, pentru mine ești o revelație. Am spus-o în direct, o să spun da, și astăzi. Mulțumesc, nu, nu asta e scopul meu, scopul meu este. Dar de folos. e foarte bine când auzim o astfel de voce care spune lucrurile pe nume exact așa cum o faci tu și te încăpățânezi, că până la urmă cred că ăsta e cuvântul corect, să faci ceea ce s-ar putea numi, nu știu educație relațională, economico-socială, cumva, între angajat și angajator, să știi că m am chinuit să găsesc un termen corect și n-am găsit uh -huh. încă unul, poate că îl inventăm uh, noi și te-ncăpățânezi, mențin acest cuvânt, să, să schimbi mentalitățile și paradigma între angajat și uh, uh -huh. angajator. Și atunci, vreau să te întreb așa, pentru începutul emisiunii noastre de astăzi, ce crezi că înseamnă sau cum arată o relație normală între angajat și angajator? Fu. O relație normală este o relație de parteneriat. Suntem împreună să facem împreună niște lucruri, să producem niște valoare și să ne bucurăm împreună de rezultatele muncii noastre. Cam asta este, să avem o relație în care ne respectăm, o relație în care simțim că ne dezvoltăm și creștem ambele părți, atât business-ul, compania, cât și omul și să avem acest climat, această cultură în care ne simțim bine, suntem bucuroși cu ceea ce muncim, ne place cu cine lucrăm, ne, ne dă bucurie ceea ce reușim să obținem. Asta este o relație normală, nu e nimic special, nu e o chestie SF. Este un lucru care. Dar că se nu întâmplă se întâmplă în toate cazurile, de aceea pare ușor utopie, cum ziceam, în foarte multe situații. Așa, așa mi se spune de multe ori, din păcate, și eu cred că nu e așa. Încerc să le dau oamenilor mai multă încredere. Avem cercetări, avem studii, lucrurile se îmbunătățesc vizibil de la o zi la alta și uh, mentalitatea, lucrurile se schimbă în foarte multe organizații pe măsură ce. Atât managerii cât și uh, angajații își dau seama că ar putea să facă lucrurile altfel, să le facă mai bine, să construiască o altfel de uh, relație. Oare Noi se am... schimbă vârsta angajaților și angajatorilor sau nu e neapărat legat de concepții învechite? Cred că ține și de o schimbare de generații, cu siguranță, dar e mai degrabă o schimbare de mentalități și este o conectare cu lumea civilizată. Noi. Avem șansa asta de a fi în lumea democratică, în lumea liberă, avem șansa de a călători liber și de a vedea modele mai bune, avem șansa de a avea acces la informație, internetul este liber, putem să căutăm exemple frumoase, putem să vedem cercetări academice, putem să vedem exemple pozitive, putem să ne uităm la companiile cele mai performante și mai atrăgătoare din lume. Ce fac bine, și să încercăm să copiem de la ei sau să încercăm să ne construim alternativa noastră la modalitățile în care fac ei lucrurile. Și asta n-ar trebui să se întâmple doar în cadrul firmelor private. Nu. Acum, în contactul pe care l-ai avut și cu diverse uh -huh. instituții, se schimbă mecanismele și la stat. Te rog, Aici zic că e, da. E, e, e Te foarte, rog, vreau să cred că da. E foarte greu să, să spun asta. Uite, eu, deci am, eu, clar, am, eu am, avut șansa să. Las, dacă luăm Universitatea Babeș-Bolyai ca așa. stat, să știi că am văzut foarte multe lucruri bune acolo. Eu am studiat acolo în ultimii, uh, din 2012 încoace, am făcut și o licență și un master și un doctorat în ultimii ani și sunt extraordinar de încântat, în special de profesorii tineri. Și am găsit asta și la științe economice, și la facultate de business, și la științe politice, administrative și comunicare. Astea sunt facultățile pe unde mă mai duc eu. Uh, știu sigur că există profesori foarte buni și un mediu de lucru foarte bun, inclusiv la universitate la facultățile de informatică și la alte facultăți de inginerie. Da, modele că, care pot să fie la legate, de exemplu. Cred că, cred că sigur, sigur se întâmplă asta. Eu am întâlnit normalitate, am întâlnit decani și chiar și uh, rectorul Universității Babeș-Bolyai. Bun, dar asta o... e un nivel de excelență totuși, vorbind de o bună universitate din România. Exact. Sigur, dar e un început. Adică dacă se întâmplă uh, în organizații de genul ăsta, exemplu pozitiv se poate extinde. Cred că există treaba asta probabil și prin anumite policlinici în zona medicală poate să existe da, treaba da, asta da. În unele instituții sunt convins Că pot să existe și instituții sănătoase la cap Cu oameni sănătoși la Acum, cap Noi știm foarte bine care este, care este problema sistemului de stat Din România Politizarea excesivă Angajările pe criterii politice de i -am, ori... am zis la un moment dat Că și dacă angajarea vine pe criteriu politic uh -huh. Și este mătușa sau unchiul sau verișoara Nu contează Dacă încerci să-ți faci treaba cât se poate de bine Acolo unde te-a dus pila uh -huh. Relația cunoștința și să te străduiești, să să lași ceva în urmă, nu poate fi Ei, chiar în, atât de rău. În general, angajarea politică vine la pachet cu incompetența și cu cumva un CV, deci mai multe ori. Un CV da. uh, încropit. Vedem că avem probleme mari inclusiv în guvernul României, sunt miniștri uh, care uh, au cam uh, furat uh, niște doctorate. Uh, deci uh, lucrurile nu arată foarte bine și cumva mediul ăsta este destul de viciat. Pe de altă parte, eu cred că pe măsură ce ne conectăm tot mai mult cu lumea modernă civilizată și... Uh, ne începem să înțelegem mai bine standarde, modele bune, bune practici, lucrurile astea se vor uh, diminua. Și cred că trebuie să vorbim despre da. modele bune, bune A, practici. Are românul o vorbă, știi, în ciuda faptului că ne faultăm singuri, noi totuși progresăm, adică țara asta merge tot mai bine. Încăpățânăm. Cum să spun eu, chiar dacă există foarte mulți oameni care trăiesc în sărăcie încă în România, uh, există un progres evident și țara asta merge mai bine, se trăiește mai bine în, în, România față de acum 30 de ani, față de acum 15 ani, față de acum 50 de ani. Suntem în cea mai bună perioadă din istoria acestei țări și cred că lucrurile n-au cum să meargă într-o direcție de istorie, decât dacă, nu știu, ne vizitează marele popor rus să nu sau, se decât, asta. sau dacă nu știu ajung ajung în zona politică de decizie oameni care sunt uh, nu doar lipsiți de educație cum sunt cei de astăzi ci și uh, cumva Controlați de tot felul de puteri. Hai, să fim un pic atenți atunci est. pe cine alegem da. data viitoare. Revenind da. însă la mm -hmm. uh, subiectul și la tema discuției de astăzi, citeam pe blogul tău că cea mai potrivită zi a săptămânii în care <laughs> să-ți cauți un loc de muncă este lunea. Exact da. cum ar fi uh, astăzi. Am citit și explicațiile date de tine, mi se par absolut logice, dar o să te rog pe tine să le dezvolți. Da, e rezultatul unei cercetări făcute de uh, unele dintre companiile de software care fac software pentru uh, HR. Și ei au descoperit treaba asta discutând cu oameni de HR, dar și, cu, și analizând niște date de pe site-urile site companiilor cu care colaborează. E un fel de ce a fost mai întâi ou sau găina. Uh -huh. da? Nu știm, nu putem să punem degetul pe situație, să zicem, întâi s-au dus angajatorii și au pus anunțurile lunea dimineața și apoi angajații au învățat treaba asta și s-au dus să-și depună CV-urile fix lunea dimineața. Cu siguranță, poate să fie și invers. Să, să fi spus angajatorii, băi, am observat că angajații sunt foarte prezenți pe platformele astea de joburi, mai ales la început de săptămână, luni, marți, miercuri, între 8 și 10. Avem acum instrumente care pot să ne dea uh, date despre exact. cum, când vin oamenii pe site-uri, și atunci au zis ok, astea sunt cele mai bune momente să, să postăm joburile. Deci, nu se știe cine a fost primul, cert este că ăsta este fenomenul. Și eu am comentat uh, spunând că e un pic și imoral în sensul -a că oamenii care sunt astăzi într-un job se duc pe platformele de joburi ca să uh, candideze la alte joburi. Exact când sunt la serviciul în exact dimineața. Sunt la serviciul, lunea dimineața. Și trebuie să-ți pui problema tu ca recrutor, ca angajator. Uh, în general, ei au mai multe șanse dacă sunt primii candidați, pentru că atunci când pui un job și, nu știu, ai 500, 600, 800 de candidați și n-ai niște instrumente digitale performante care să-ți filtreze, nu știu, să scaneze CV-ul, să se uite ce fel de studii au, ce fel de experiență. au. Dacă se încadrează au. sau nu, Na, că e un cerută? simplu uh, recrutor. Or, timpul de analiză unui CV este de câteva secunde. Mm -hmm. De multe ori poți să ai ghinion dacă ești candidat, să nu fi luat în seamă, deși CV-ul tău s-ar putea să fie bun. Și atunci, oamenii au învățat că dacă sunt între primii care candidează, șansele lor cresc. De aceea luni dimineața. De aceea sunt lunea dimineața. Dar atunci, asta am zis... Ca recrutor ar trebui să te întreb și ce fel de om este uh, acel candidat dacă el e la serviciu și în loc să-și vadă de treaba lui la serviciu stă să stă pe uh, platformele de joburi ca să candideze. Uh, cert este că om, oamenii aia care sunt acolo sunt nefericiți sunt cu ne jobul cu, cu job pe care le-au și treaba asta este uh, foarte răspândită. Da, hai să vorbim păcate. un pic despre așteptările uh, uh -huh. salariaților. Și da. apoi ce le oferă bă, și angajatorul. Una e așteptarea și de foarte multe ori cu totul alta e realitatea. Da, din păcate. De multe ori se întâmplă și ca angajatorul să, fie, să promită mai mult decât livrează. Alte dăți se întâmplă ca angajatul să aibă așteptări nerealiste. Pe de altă parte, eu cred că este o mare sursă de nemulțumire ceea ce se întâmplă și nu întotdeauna pleacă de la salariu. Adică știm că în România sunt foarte mulți oameni, sunt câteva milioane care sunt plătiți cu salariu minim pe economie, cel puțin în acte că mai există unele forme de scamatorie, optimizări fiscale, mai primesc știm, și bani la da. plic. În unele situații se întâmplă. Dar în cele mai multe fabrici din România, joburile cele mai simple, oamenii le spun, lucrez la bandă. Așa se cheamă. Sau De numirea oficială astea. este operator producție. Dacă te uiți pe toate site-urile de angajări, Ii. operator producție. Sunt oameni în halate albastre, în salopetă, care fac niște operațiuni simple pe o bandă de, de producție. Aha. Acolo Salariul este minim pe economie, eventual cu bonuri, și poate nu știu, mai sunt mici alte adausuri ada doar dacă oamenii acceptă să lucreze noaptea sau uh, în weekend. weekend. Uh, cu siguranță, acolo nemulțumirea este referitoare la salariu, pentru că salariile oferite sunt mai mici decât costul vieții. Există salariile acceptă... nu sunt puse cumva direct proporțional cu pregătirea, cu studiile? Asta Nu înțelege așa. Asta e în teorie. Aspectul Carme. acesta. Eu cred că e o teorie. Este o piață a muncii care are un, un caracter puternic de oligopol. Asta înseamnă că mm -hmm. sunt foarte mulți angajatori care sunt înțeleși să plătească la nivelul Cam ăsta. același salariu. Și oamenii s-au prins de treaba asta. de aia foarte mulți dintre angajatorii din România se plâng că nu mai găsesc oameni. Or avem recensământ recent, suntem 19 milioane. Deci oamenii în România mai există. Dacă ieșim pe stradă, îi ne întâlnim cu ei. Uh, asta înseamnă că oameni sunt, dar nu știu ce angajator să-i atragă. Ori ofertele pe care le, le, le formulează, de cele mai multe ori, sunt absolut uh, inacceptabile. Tu tot că... timpul spui că trebuie un angajator să fie foarte atent la salariul pe care îl oferă Sigur. și să nu iasă în fața uh, candidatului cu un salariu de mizerie. Pentru că atunci... Dacă uh, oferta e de mizerie și ceea exact. ce va presta omul e de Exact, exact. Adică nu te aștepta ca omul ăla să vină să fie performant, să vină să și lucreze, să vină să stea cu gândul la are de muncit, să vină, nu să știu, se cu propuneri, cu idei, să-și exact. să, să aducă și prietenii, vecinii, rudele să lucreze acolo, atâta vreme cât el este nemulțumit. Dar crezi că dacă salariile sunt mari și uh, prestația uh -huh. muncitorului este una profi? În principiu da și asta pot să o spun pentru că uite-te la românii care pleacă în străinătate. Aceiași români care aici sunt văzuți ca puturoși, necalificați, nepricepuți, leneși, cum vrei tu să le spui, se duc în străinătate și sunt foarte apreciați, cei mai mulți dintre ei. Am avut un, un episod de podcast recent cu echipa de jurnaliști de la Teleleu, Elena și Cosmin, ei trăiesc într-o rulotă de aproape 10 ani și se duc în toate comunitățile de români din străinătate. Și au documentat zeci, sute de povești despre români și despre cum lucrează ei, cum trăiesc acolo. Foarte mulți dintre ei s-au re, reinventat profesional. Au plecat din România fără să aibă vreo calificare, vreun background, vreo pricepere și au învățat acolo o mulțime de lucruri și practică niște profesii în care sunt foarte respectați. Și sunt profesioniști. Sunt profesioniști și sunt și regretați. Povestea Elena la un moment dat, în, în episodul pe care l-am făcut, despre românii care pleacă din Spania, din agricultură, pentru că munca este grea și salariul nu este ne neapărat foarte mare și se duc către alte domenii, către Dar construcții, rămân în Spania, adică nu acasă. Nu, 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 rămân în străinătate, nu neapărat în Spania. Mulți uh -huh. dintre ei s-au dus în Anglia, mulți dintre ei s-au dus în alte țări, în Germania uh, și în alte domenii. Și angajatorii din Spania, din agricultură, îi regretă pe români. Deci, Aceiași români care aici ni se par puturoși și nepricepuți și păguboși, brusc, când ajung afară, sunt. Dintr-o dată sunt foarte buni și apreciate. De Asta zic că nu e ok, nu e okay să, să dăm vina pe oameni. Deci, eu cred că trebuie să fie un salariu decent. După aia contează și multe alte aspecte. În momentul în care ajungem în joburi care sunt mai bine plătite, unde salariul este decent, Oamenii așteaptă și alte lucruri. Așteaptă să li se vorbească frumos, așteaptă să aibă colegi care zâmbesc, care sunt veseli, așteaptă să aibă șefi care le oferă mentorat, sprijin care îi le oferă oportunități de învățare. Așteaptă, nu știu, să aibă șansa să călătorească pentru business, să aibă șansa să-și pună ideile în aplicare, să vină cu idei. Să propună, și nu vorbim să doar înoveze. de tineri de 20-30 de ani, nu, 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 ca să toții, ne înțeleagă ascultătorii. Toții. Nu cu sunt si... așteptările tinerilor, ci ale celor există, mai Există, uite, am, am publicat recent o cercetare și e spectaculoasă. Pe măsură ce generațiile se schimbă, se schimbă și așteptările lor. În principiu, că vorbeai de fericire și că e vorba de ziua, fericit, ziua, da? internaționala ziua internaționala fericirii... Ziua internațională a fericirii. Da, e foarte important ca munca să ne facă fericiți. Ei, acum contează că, cum ne uităm la fericire. În general, generațiile mai în vârstă se uită la fericire ca la o combinație de hedonism și sens da? și fericirea aristotelică, uh, îi spune eudaimonia. Hedonismul este atunci când ție bine, ai bani, ai confort, uh, ai tot ce -ți trebuie. Asta este nu știu, te starea de bine, starea, starea de bine confort, confortul, iar eu eudaimonia înseamnă să-ți dea și împlinire, să aibă sens ce muncești, să simți că ai o contribuție, să simți că tu devii fi o persoană mai bună prin ceea, ce, prin ceea ce faci, că evoluezi. Ei, astea erau cele două componente ale fericirii până la generația Z care a venit acum. Generația Z are o așteptare în plus. Generația Z vrea ceea ce se numește uh, bogăție psihologică sau uh, uh, o suită, practic o suită de experiențe noi continue. În sensul că se plictisesc foarte repede. Da. Eu i-am spus, -am spus cum va trebui acestei, acestei nevoi a lor, dar putem să o traducem ca bogăție, bogăție psihologică. Practic vor să trăiască mereu experiențe noi, diverse, să descopere lucruri în mod continuu și asta e foarte dificil pentru angajatorii, mai ales cei care, care nu au, au versatile foarte plictisitoare. Adică, acolo unde, nu știu, jobul este unul foarte repetitiv, uh, e foarte greu să-i dai. Uh, Periodic, celui tânăr o șansă să, să nu se plictisească, să facă lucruri. Și uh... cred că e destul de greu și să-i înțelegem, pentru că de aceea există această neînțelegere între generații, uh -huh. că nu prea nu prea ne dăm seama acum, adică vrei tot timpul ceva nou, uh, vrei să, -ți, să te provoc mereu, uh, uh -huh. să vin cu o ofertă de bani foarte bună, pentru că tinerii da. nu prea stau pe bani puțini, mai nou în, în România. Nici, nici nu acceptă joburi, da, au așteptări exact. foarte mari. Exact. Uneori sunt nerealiste. Dar pe de altă parte, trebuie să înțelegem că așa arată piața. Ei uh, vin pe, un, uh, pe o pătură de bunăstare a părinților și a rudelor, nu sunt obligați să mai lucreze. Mai mult decât atât, au șansa să facă, facă microjoburi Exact. Pot să facă urce online, și pot asta? să se în avion și să fie barman în Barcelona mâine dimineață, da. da. pot să se ducă oriunde pot în. Nu, lucra în... în cluj la o firmă din. Exact, da, pot lucra online, pot face o mulțime de lucruri, pot, nu știu, două, trei ore pe zi să lucreze pe uh, mașinile astea care, uh, pe da, care le comand da, cu, da, cu, da. cu, cu o aplicație. Uh, au o mulțime de, uh, uh, cum să spun oportunități de a face bănuți din giguri. Astea sunt giguri. Cred că noi ar trebui să ne adaptăm cumva noi cei mai uh -huh. maturi decât ei la uh, valul ăsta și la pretențiile și la cerințele lor. Că uh -huh. până la urmă cred că asta înseamnă evoluție, da. nu să rămânem noi în uh, uh, aceleași mecanisme. Așa arată oportunitățile pe care le iau. Dacă vrei ca angajator să-i aduci lângă tine, trebuie să le oferi ceva cât mai aproape de așteptările lor. Acum nu identic, nu unul la unul, dar pe măsură ce uh, reușești să satisfaci tot mai multe dintre cerințele lor, dintre dorințele lor, uh, ai șansa să-i atragi și mai mult decât atât să-i păstrezi. Pentru că Rolul unui angajator, sau mă rog, modul în care ar trebui un angajator să se uite la relația cu angajații, ar trebui să fie un, o relație de lungă durată. Din păcate, cei mai mulți angajatori, cei mai mulți manageri văd treaba asta ca o relație de scurtă. O durată. În ideea în care lasă că piața da, e să, să e mi plină, se umple, o să mi o se umple vină? mie posturile. Ori nu este suficient să ai uh, uh, schema plină. E important ca oamenii să și fie productivi, să fie... Da, acolo și așa cum ziceai, cu dacă rămân acolo vorbind de fidelitate și îți crește uh -huh. productivitatea și job tău, adică și afacerea ta o să prospere cu siguranță, Singur. că vorbim de un fel de familie, nu? Că suntem de, mai mai de, de, de comparația asta. Comparație. Sunt multe organizații în care șefii vin și spun suntem ca o familie uh -huh. și uh, treaba asta nu așa. De Familia e așa. E tatăl autoritar acolo. Da, adică în familie <laughs> tatăl nu-și concediază copilul. Pe când în, în relația cu angajații mai poți să și de afară, poți să-i penalizezi, uh -huh. uh, poți să, uh, nu știu, poți, uh, nici copiii nu-și dau demisia din familie. Hai zicem, atunci, da? prietenie. E o relație, da, de parte. Eu parteneriat. Parteneria. Trebuie să fie o relație, dar parteneriat pe bune, adică hai să colaborăm Hai să lucrăm împreună și hai să câștigăm Împreună din ceea ce facem Din păcate până, lucrurile nu sunt înțelese așa Până la următoarea mea întrebare Pentru că uh -huh. am o mulțime de întrebări Pe care sper să ți le pot adresa Până la sfârșitul emisiunii Nu știu dacă a avut sau nu răbdare Pe prima linie domnul doamna care ne-a sunat Bună ziua Bună ziua Aveți o întrebare pentru invitatul meu? Da Vă rog, scurt și repede Însă a spus instituții de stat, fabrici de stat. România nu mai are nicio, nicio fabrică. Iar uh, salariile sunt mari, însă când iese la pensie, deoarece nu sunt plătite de angajatori cum trebuie, ne-au transformat în uh, generațiile astea, transformate în persoane fizice autorizate ca angajați. Și atunci pensia devine foarte mică. Nu e echitabil, nu e corect, nu e legal. Intrebarea, întrebarea dumneavoastră... De ce toate legile făcute de cei cu salarii și pensii foarte mari și bine aranjate lucrează în defavarea româniei și a poporului? Mulțumesc! Da, aici oamenii au dreptate și încep să simtă... Și să spun, da. spună treaba asta. Asta mă bucură pe mine, că oamenii nu mai au protestul ăsta tăcut. Mulți ani românii au protestat plecând din țară. Da, au plecat la muncă în străinătate, au abandonat joburile aici și au zis: Băi, până vă reveniți și începeți să ne tratați corect, noi ne ducem pe afară, ne e greu, munca afară este uh, uh, grea, viața afară este grea, este scumpă, este dificilă, e foarte dar greu. Dar mă risc, pentru dar că n-am nicio șansă aici. Oamenii au riscat, s-au aventurat și foarte mulți dintre ei au reușit. Asta este realitatea. Acum, uh, e, de, sigur că e de datoria politicienilor să facă lucrurile corect, dar este și de datoria cetățenilor să-i tragă la, la răspundere. Eu nu cred că avem obiceiul ăsta încă să mergem să ne tragem de urechi deputatul și senatorul, să-l întrebăm nu, ce fac Nu, unii fai, dintre dumne? noi nici nu-l cunosc. Exact. Nu, nu cred că înțelegem că de noi depinde să protestăm atunci când vedem că la instituțiile de stat care ar trebui să verifice angajatorii, se angajează politic și în general oamenii aia sunt ori foarte leneși, ori și corupți și cumva primesc un plic mm -hmm. în momentul în care se duc să verifice niște lucruri și uh, nu ne neapărat se ocupă de, de reprezentarea intereselor angajaților și ale cetățenilor. Deci e și datoria noastră de cetățeni să fim un pic mai vigilenți și un pic mai cu, cum să spun eu, mai prezenți în viața socială. Cu siguranță, Trebuie schimbată și relația cu angajatorii, și oamenii ar trebui să spună: Băi, nu e în regulă, nu e ok, nu, nu, nu suntem de acord cu ce faceți. La fel, oamenii ar trebui să înțeleagă că există legislație și au posibilitatea să-și facă sindicate. În România, ok, avem niște sindicate foarte vechi, care au o credibilitate foarte mică, pentru că, în general, au fost la fel de cinstite și la fel de capabile ca și uh, mediu politic. dar pe de altă parte, uh, cred că putem să observăm că apar sindicate noi, apar tot felul de uh, mișcări profesioniste, profesionale în, în direcția asta și ar trebui să, să, să înceapă să le caute. Eu am găsit la Timișoara de exemplu un sindicat făcut de Florentin Iancu, uh, cine dorește să-l caute, el ajută și alți uh, oameni din alte industrie, l-a făcut pentru industria asta de software dar și pentru uh, business process outsourcing, cei care lucrează în call center, de exemplu, dar Știința pe care eu o acumulat-o și priceperea pe care o acumulat-o pot să fie oferite și altora în alte părți. Deci, faceți-vă sindicat. Dar un sindicat care să vă reprezinte pe voi, nu să reprezinte interesele, interesele unui uh, grup. Șefilor. Asta poate că se uh -huh. întâmplă în orașele mai mari, dar mă gândim acum, în timp ce vorbeai într-un orașel mic, în care toată lumea cunoaște pe toată lumea, e foarte da. greu să vociferezi. Da și sunt tot felul de alianțe. E, acolo adevărat, și e adevărat. E complicat. E foarte adevărat. Foarte mulți oameni sunt captivi. Eu știu asta. Exact. locuiesc, exact. În, locuiesc e în Maramureș Și vân. am văzut vecinii mei, în general, au două sau trei opțiuni de angajare și, da. în general, dacă intri pe lista neagră la un angajator. S-a terminat că ai protestă, cu viitorul tău. Da, nu prea da. ai șanse nici în partea altă. Dar, iar, treaba asta ține de oameni. Oamenii se duc la vot și votează poate pe cine nu trebuie. Oamenii nu se organizează, oamenii nu-și aleg niște reprezentanți sau, în momentul în care acceptă să semneze un contract de muncă, nu-l negociază. Ar trebui să să fie un pic mai mai atenți, mai atenți la drepturile lor. Să aibă pretenții. Lor. Să aibă pretenții, să ceară sfaturi. Chiar dacă să... pare riscant, nu? Că te duci la un interviu de angajare și începi uh -huh. să ai pretenții, nu e, nu e riscant? Păi, aici e problema. Trebuie să schimbăm proporția asta a puterii. Oamenii se duc la în general la angajare ca... Uh, calea în alta ca, poartă. Ca la tăiere, da? <laughs> da și, da, calea la alta poartă. Da? Îș, își pun dinainte în minte că ei sunt inferiori. Așa se și folosesc expresiile: Ești subalternul meu, îți sunt superior, nu? Șefii îți, sunt superiorul tău execută. Uh -huh. Avem concepția asta învechită și militarească despre job. Nu mai e așa, ar trebui să fie un pic diferit. Deci, e ține și de, un, de noi, cu siguranță. Avem foarte multe nemulțumiri legate de modul în care suntem reprezentati și ne sunt reprezentate interesele și e foarte corect asta, dar de noi ține să presăm, să să presăm statul, autoritățile, politicienii, pe toată lumea să ne reprezinte interesul. Și apropo asta de, de atitudine, de asta? Uh -huh. ai făcut foarte mare vulvă în Așa. online cu cazul Ikea. Da, n-a fost intenția mea să fac vâlvă. Intenția mea a fost să arăt că. Dar a se ieșit întâmplă foarte bine și foarte multă lume s-a coagulat așa cumva mm -hmm. în, în jurul tău. Asta apropo de mers la interviuri cu mm -hmm. poziția gheocelului și primit palme peste față la figurată vorbi. Mm -hmm. Hai să le spunem oamenilor despre ce e vorba, că poate sunt cazuri similare și în alte părți și poate să mai deșteaptă da. lumea și ia un pic de atitudine. Ok, la începutul lunii februarie acest mare retailer suedez a început o campanie uriașă de, pro, de angajări în Timișoara, pentru că urmează să deschidă un magazin. Are Asta nevoie, sună bine. Noi, are nevoie de vreo 300 de oameni, Ikea, Da, mar, au pus foarte mari afișe, afișe în tot orașul, pe tramvaie, pe clădiri, în ziare, pe internet și oamenii s-au fost curioși și s-au dus. Problema a fost când au observat oferta salarială care a fost foarte mică și nu i-a mulțumit pe oameni și foarte mulți dintre oamenii ăștia care au fost la interviuri și au primit informația că salariul oferit e de 2000 de lei, 2000 și ceva de lei, au spus, băi, nu e în regulă, pentru că sunteți cu magazinul în afara orașului, noi o să cheltuim foarte mulți bani să ne deplasăm, în Timișoara viața este scumpă, ne-ar trebui minim 3500-4000 de lei ca să putem duce un trai decent, deci dați-ne un salariu decent. Și au pus aceste comentarii într-un număr foarte mare, chiar pe pagina de Facebook a acestui angajator. Eu am ajuns acolo pe pagina de Facebook, chemat de un prieten, în general lumea mă cunoaște și mă cheamă când observă câte o situație de genul ăsta, sau ceva interesant online sau am trimit linkuri și m-am documentat, am copiat comentariile oamenilor și le-am pus într-un articol și am scris, uite, că e prima oară, asta mi s-a părut remarcabil, a fost prima oară în România când în număr mare Oamenii și au manifestat nemulțumirea față de oferta unui angajator, inclusiv față de modul în care au fost tratați la interviu. Mi-a mi -a apărut, a apărut a dar au apărut, și, povești, și detalii, da, a a apărut astea. poveștile astea și, și, și în acele comentarii, dar și ulterior. Și n-am făcut decât să arăt adevărul, să spun, uite ce spun oamenii despre asta. Cu siguranță mi s-a confirmat, cumva dacă nu ar fi fost informațiile reale, știrea sau mă rog articolul respectiv, nu s-ar fi rostogolit, nu s-ar fi viralizat, n-ar fi ajuns și la în emisiune de de televiziune, în emisiuni Un de radio. Mare bulgăre de naționale, da. Mă bucur că am strânit această, această dezbatere națională și, dar mă bucur foarte tare că oamenii au fost pentru prima oară au răspuns la asta și de asta le zic celor care au sunat, așa ca doamna. Deschideți gura, spuneți, vorbiți între voi, organizați-vă, faceți un protest. E cazul să încercați să vă apărați... Să vă prețuiți mai mult, să cereți exact. mai mult, chiar nu dacă ești la, la da, angajare. Asta, românul, nu accepta toate da, fărâmiturile. Noi avem problema asta de mentalitate, așteptăm să ne rezolve cineva, să se facă, uh -huh, uh -huh. să vină, nu știu, un domnitor, așteptăm acel tătuc, da, da, cum a da, fost da, da. Ceaușescu, care ne-a dat locuințe, ne-a dat locuri de muncă. Nu e adevărat. Trebuie să ne ocupăm noi să cerem lucrul ăsta și să punem presiune pe cei pe care îi plătim să-și facă treaba. Și în mă, pe măsură ce vom face lucrurile astea, o să vedem că se produce educație. Și angajatorii își vor da seama că dacă tratează corect oamenii vor fi mai performanți. Astăzi, performanța care se face în cele mai multe dintre organizațiile de la noi este mediocră mai mult decât atât, cele mai multe dintre joburile astea pe care le fac oamenii astăzi pe salariu minim pe economie, trebuie să le spunem oamenilor că se vor automatiza, vor rămâne fără ele. Exact. Adică sunt, sunt locuri de muncă unde execuți repetitiv niște sarcini foarte simple. Foarte curând vor exista roboți, aparaturi, mașinării care Există vor face treaba Există deja, dute în mall inclusiv în Cluj, în exact. orașele mari. dacă în nu care conștientizăm că suntem în pericolul ăsta de a deveni irelevanți și de a uh, rămâne fără job și nu ne străduim să învățăm, lucruri noi, vom fi în pericolul ăsta. Asta e principala problemă. Uite, asta este un subiect care mi se pare că este de importanță națională și nu este discutat deloc. Noi vorbim acum despre România educată și despre noile legi ale educației și ne referim strict Educație, la da? ceea ce ține de copii până la studii universitare. Da, Pe care și țin părinții înțelegem... în școală da. cu bani și cu meditații. Nu înțelegem că aici probabil avem, nu știu, 4-5 milioane de cetățeni copiii de la, nu știu, de la grădiniță până la uh, absolvirea studiilor universitare, în total sunt vreo 4-5 milioane. Dar ce facem cu ceilalți 10 milioane de români care sunt maturi, au terminat cu școala, care au mare nevoie de educație, de recalificare, de a, Acea educație de educație continuă. De a primi, exact, de a primi uh, de a primi valoare profesională, uh, ca să corespundă cerințelor noi din, din piața muncii. Ce facem cu oamenii ăștia? Acolo e problema, că noi nu, nu conștientizăm că avem nevoie de programe naționale, de uh, educație și de recalificare pentru adulți. Asta este și nu există aproape nimic, niciun fel de mențiune în, legis, în legile educației. Nu conștientizăm că vom avea mare nevoie de a le da acestor oameni șansa de a uh, evolua profesional. Bun, și dacă nu face școala, că nu o face, avem uh -huh. copii, avem nepoți, știm ce se întâmplă acolo. Sarcina aceasta ar trebui, automat, să revină în grija noastră a fiecăruia, să fie preocuparea fiecăruia dintre noi. Dar știi foarte bine cum este societatea din uh -huh. România. Ai terminat o școală, maxim, mai faci un curs și la revedere. Da. Nu avem niște deschiderea aceasta Într-adevăr așteptăm să vină acel cineva Nu știu cine e acel uh -huh. cineva Să vină să facă o minune și să se schimbe lucrurile Să știi că nu toată lumea gândește așa Și foarte mulți dintre și români are, Hai să facem uh, referire nu învartă. la Cluj-Napoca Sau la uh -huh. București sau la Timișoara uh -huh. La orașele astea mici, la sate, la comune Unde oamenii sunt altfel Gândesc un pic altfel Cu tot respectul uh, Ce să spun uh, Ține de fiecare să-și dea seama că trebuie să se schimbe și acum sursele de informații și metodele de învățare sunt foarte multe și online. Eu am, am, am și spus asta. Contează foarte mult și cum folosești telefonul ăsta mobil pe care îl ai. Internet în mână, și internetul. Și internetul, știi? Pentru că una este să te duci pe YouTube și să asculți manele non-stop. Uh, probabil te distrează treaba asta, dar nu te ajută în niciun fel să fii mai valoros profesional. Mm -hmm. Și alta este, nu știu, o oră pe zi să-ți Faci timp să studiezi că sunt o mulțime de înveți canale. Un da, job, poți să înveți ceva, să fii instalator, ceva, poți, să să fii, da. poți să înveți să fii un zidar bun. pot să înveți, nu știu, să lucrezi cu computerul, lucruri minimale. Deci, sunt atât de multe informații gratuite acolo, inclusiv în limba română, dar acum te ajută computerul și telefonul, îți ți le traduc, ți le dau mură în gură. E foarte important să îți propui să evoluezi. Noi avem mentalitatea asta într-adevăr, s-a terminat școala, s-a terminat învățarea, da. e păguboasă Corect. și nu este. Nu este realistă. Correct. Trebuie să înțelegem că uh, vom învăța toată viața la cum, la viteza cu care se schimbă lucrurile în jurul nostru, la, la schimbările astea pe care le aduce tehnologia digitală de la o zi la alta. Uh, trebuie să înțelegem că modul în care ne facem profesia astăzi va fi depășit peste câteva luni, peste un an, peste doi, și dacă nu suntem capabili să asimilăm uh, cum să spun eu, aptitudini noi. O să, fim, o să fim abandonați, o să fim aruncați în, 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 în marginea societății. Și e în, trist. în sarcina cui, în primul rând, a noastră, uh -huh. ar trebui să existe această intenție de educare continuă, de recalificare. În afară de mine, care, da, trebuie să da. mă străduiesc și să-mi să formez mai multe abilități. Cu siguranță. nu face la școală. Cu siguranță este datoria statului și este trebuie făcută și o presiune pe pe uh, cei care ne reprezintă. Uh, mergeți la primărie și întrebați, băi, ce fel de școală putem să facem noi? tu, domnul primar, ce fel de, uh, nu știu, de uh, uh, educație sau de programe poți aduci, ce uh -huh. fel de investitori aduci în localitatea noastră, ce fel de profesii noi aduci aici, atragi ca investiție să, să muncim. Da. Că dacă aduci în continuare joburi de astea foarte prost plătite, nu-ți faci bine treaba, domnul primar pentru că noi nu vrem să lucrăm pe 2.200 de lei vrem să lucrăm pe 4.500 de lei 5.000 de așa lei așa cum sunt plătiți apropo de cazul Ikea mm -hmm. muncitorii în străinătate că exact, a fost, exact. um... au fost au fost oameni care s-au dus și au calculat au comparat salariile de la Ikea de la același magazin cu același profit cu aceleași prețuri la marfă în Spania versus România și au văzut că în Spania lucrurile stau diferit asta pentru că guvernul spaniol are niște legi. pretenții pentru și că în Spania reguli. salariul minim Corect. prin lege este de la 900 și ceva de uh, dolari, la noi este 300 și ceva de dolari, deci de trei ori mai mare acolo. Uh, ține foarte mult și de politicieni să forceze uh, lucrurile și de oameni să se zbată să-și. Uh, să uh, cum să spun și eu, să se zbată pentru să -și ei înșiși, și în primul rând. Da, da exact. Da. E o chestie de... Uh, probabil societatea românească mai are nevoie de timp să se maturizeze. Trebuie și să învățăm... Care învațăm. nevoie de educație și de educare continuă? Românii, când ajung afară, învață să fie și cetățeni, fără să-și dea seama. Uh -huh. Învață să aibă grijă de drepturile lor, învață să întrebe, învață să învețe. Uh, se duc și... Uh, Caută oportunități de învățare. Și o avem, fac și sunt curioși și da, sunt dorni și Avem se români implica. care au făcut școli de asistente. Inclusiv după de... 40 de ani. Exact, exact, exact. Se duc și se califică acolo, profită de programele pe care le găsesc acolo și uh, își dau seama că ar putea să existe lucrurile astea în România, dar nu le cere nimeni, nu le impune nimeni, nu le oferă nimeni. E de datoria noastră să le cerem. Noi, noi facem treaba asta, noi scriem în fiecare săptămână în newsletter și vorbim în podcast că e mare nevoie, dar nu e suficient. Eu cred că facem un lucru bun și suntem la început cu, cu tot ceea ce... Hai să ne încăpățânăm ceea... să ducem începutul ăsta și să continue și de atâtea vedem, ori să-l spunem până devine un automatism. Vedem că audiența pe care o adunăm este tot mai mare și că mult, tot mai mulți oameni își dau seama de că ceea ce spunem nu este în regulă, însă e mult până departe. Da. E, e nevoie de o schimbare profundă de mentalitate care să vină cu o mulțime de efecte pozitive pentru oameni. Bun, hai să revenim mm -hmm. la angajat și la angajator. Ce crezi că ar trebui să uh, conteze cel mai mult pentru un uh, angajator când are în față un uh, candidat? Studiile sau experiența? Asta e o întrebare pe care am mai uh, primit-o și în jurul care am mai discutat la emisiunea de interactivitate. Um, cred că e mai importantă atitudinea, mentalitatea mai importantă și decât da, mai importantă și decât studiile și decât experiența. Pe locul al doilea aș pune experiența, expertiza, pentru că uh, sunt foarte mulți oameni care știu să facă lucrurile, au învățat uh, de capul lor, nu neapărat într un mod structurat și uh, Practic pot să dovedească faptul că acele informații teoretice pe care le ai din studii le poți transforma în valoare practică. De aia cred că ar trebui să ne uităm întâi la atitudine, să vedem că omul are o mentalitate corectă, că gândește corect, gândește constructiv, este cinstit, este, își dorește să performeze și să progreseze, mai degrabă decât să aibă niște diplome. Știm foarte bine și cum arată sistemul de învățământ în România, și cum se obțin și cum se diplomele. Se diplomele. Exact. Eu nu cred că. adică, îi încurajez pe toți oamenii să meargă la școală și să obțină aceste diplome, dar pe nu bune este pentru să ei, le obțină în primul pe, rând, pe bune, pentru că uh, astea se vor transforma în valoare. Uh, dar. Uh, trebuie să dovedești această valoare. Degeaba te-ai dus la școală, degeaba ai dus o sacoșă cu o gâscă unui profesor și ți-a dat o notă mare sau te-a ajutat să treci bacalaureatul dacă uh, tu nu știi să faci nimic. Pentru că angajatorul își va da seama foarte repede că nu ești, uh, nu ești priceput. Și nu o să-ți să, să poți păstra poziția. Aș vrea să vorbim și despre angajatori care uh -huh. uh, nici ei nu stau pe niște norișori roz și care se trezesc uh, în față cu uh, foarte mulți candidați care nu sunt deloc pregătiți, dar care au pretenții uh -huh. foarte mari uh -huh. și cumva uh, îl uh, așteaptă de la angajator să fie pregătit la locul de muncă. Da. Um... Pot să înțeleg asta și și eu sunt angajator la rândul meu și am fost, am lucrat cu calitate de manager în foarte, multe, în foarte multe organizații și am observat că există problema asta. Însă trebuie să înțelegem că e o piață liberă în care trebuie să fim întreprinzători, că de aia suntem uh, antreprenori, da? să ne descurcăm și să găsim soluții. Uh, nu cred că este, uh, cum să spun eu, benefic să stăm să ne. Uh, Plângem doar că nu găsim oameni, sau că dacă găsim oameni sunt necalificați. Aceiași oameni pe care, de care noi suntem nemulțumiți aici se duc în străinătate, și angajatorii de afară sunt mulțumiți de ei. Trebuie să ne uităm că asta ar putea să fie o problemă și la. Pare dacă îi califici la, la locul de muncă, la firma ta, nu îi fidelizezi? Depinde cum o faci. Aici contează foarte mult în ce fel construiești relația cu oamenii. Aia, pentru că Omul ăla s ar putea să fie recunoscător pentru faptul că îl ajuți să dobândească niște cunoștințe, niște abilități și îi dai o, un angajament pe, pe termen lung în care îi dai un salariu, îi dai stabilitate. Însă, dacă acel, această stabilitate presupune că el trebuie să-și mai vândă ceva din casă sau presupune că trebuie să se împrumute continuu, sau presupune că, nu știu, trebuie să mai și muncească un alt, un alt job seara ca să poată să își asigure traiul decent. decent, atunci nu e în regulă. Deci uh -huh. e foarte important să-i dai aceste șanse, el îți va fi recunoscător, dar să-l și plătești corect. Plata corectă, până într-un punct, înseamnă dă bani cât să poată trăi Ce decent. Ce înseamnă plată corectă? Asta spun. De la Până, cât în sus? Eu cred, adică, uite, există, Comisia Europeană a făcut calcule pentru România. Uh, calculul arată că nivelul de venituri minimale, lunare, de care are nevoie un român ca să poată trăi decent, este undeva la 3.200-3.500 de lei. Deci Astăzi, de, la -3500 de, lei. de la 3200 în sus. Da, asta, asta o spune, o spune Și nu sunt surii. pretenții. Asta o spune e multe și normalitatea. Da, astea sunt banii strict ca să-ți asiguri... Uh, plata facturilor, mâncarea și nevoile primare. Să poți să-ți trimiți copilul la școală, să-i dai un, un, un ghiozdan, să-i pui un sandwich în, în cu el la școală se poți să-i două perechi de încălțări și niște hăinuțe. Adică nu sunt pretenții, nu e vorba de a. în banii ăștia nu sunt incluse vacanțe în străinătate, da, nu da, sunt incluse da, nici da. măcar cărți, acces la învățare, adică la cursuri, să-ți plătești, nu știu, o școală privată. Discutam aici înainte de emisiune, a fost un grup de copii în vizită la voi, da? Păi vin de la o școală privată unde numai, numai școala copilor costă 3.000-4.000 de lei în, în, în Cluj, da? Îți dai seama. Ce, ce înseamnă, ce înseamnă necesar, necesarul de bani uh, al unui om. Deci, până într-un punct, este mare nevoie să-i asiguri un venit decent ca să poată duce o viață. Uh, uh, liniștită, să nu stea toată ziua când vine la muncă să se gândească ce mai lucru, ce mai fur de pe în uh -huh, fabrică, uh -huh, nu știu, uh -huh. ce scamatori să mai facă. Sau să nu de concretez. randament, fiind apăsat exact. de grijile traiului de zi cu la zi. fel, trebuie să te gândești că dacă omul ăla vine 8 ore la tine și tu îi dai 2000 de lei și seara trebuie să se mai ducă, nu știu, să costească uh, uh, iarba vecinului sau să bată cuie sau să monteze mobilă sau să pună gresie, faianță, uh, lucrează încă 4, 5, 6 ore seara, tu a doua zi vrei să-l iei de proaspăt, da, Ai vrea da. Da, fie, da. Uh, să dea randamentul odihniți, maxim. Să dea. Nu se va întâmpla asta. Deci nu se va întâmpla asta și o să vezi că nu sunt, nu sunt cum se spune, nu fac față cerințelor. Și în timp obosesc să duc în, 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 în burnout. Și nu mai, nu mai dau nici măcar rezultate minimale Uite, îl văd cu coa ochiului pe colegul meu, Dan Horea uh -huh. Care vine pentru emisiunea de la ora 15 Dar nu vreau să pleci și să nu te întreb Mai am o mulțime yeah. de întrebări, dar așa se întâmplă Când ne apucăm de povestit, <laughs> intrăm în detalii Și care toate detaliile sunt foarte importante uh, Dar multe aș vrea să ne spui Avem uh, copii, avem cunoștințe Care au, uh, co au uh, copii care tocmai termină facultatea da? Da. Și care își caută un loc de muncă uh -huh. Unde să-și caute acel loc de muncă? Unde trebuie să meargă astfel încât pe ce platforme să aplice, ce trebuie să știe atunci când își caută un loc de muncă, astfel încât să-l și găsească și să nu rămână șomeri? Um, hm. E foarte bună întrebarea. Uite, am fost săptămâna trecută la Târgu de Cariere din Cluj, care a fost în sala polivalentă, și am văzut foarte mulți studenți. În principiu, veneau pentru, ca să se intereseze de programe de internship. Ar vrea un mic job pentru uh, vară, pentru vacanță. Deci, primul sfat pe care l-aș da uh, studenților este să se ocupe de treaba asta încă din anul întâi. Să, se ducă să nu să pe final, exact. că atunci poate da, că e aștepți, prea târziu. Dacă aștepți să iei diploma după 5 ani de facultate și abia apoi să te intereseze cum arată piața muncii, s-ar putea să faci un calcul greșit. Apoi, cu siguranță, e bine să ia orice fel de ocazie de a merge în... Contact, de a intra în contact cu organizațiile. Există atât de multe evenimente, există conferințe, există uh, târguri de tot felul. Mergeți, uh, căscați ochii, vedeți cu ce se uh, mănâncă lucrurile astea. O, uh, toate, toți angajatorii ăștia au site-uri, mergeți pe site-urile lor și citiți cu ce se ocupă, ce fac concret. Că e important să descoperiți uh, ce vă pasionează, ce vă interesează. Nu este. Uh, nu căutați un job. Căutați ceva, să faceți ceva care vă pasionează, care vă interesează și să faceți bani din lucruri care vă plac. E foarte important Apropo de fericire uh, la locul de muncă. Nu o să fii fericit dacă îți găsești un job care nu așa că te-a trimis mama sau că te-a influențat vecinul sau că s-a dus sau că trebuie o tău să găsești de liceu. ceva ca să trăiești. Da, nu să tu placă. Plătești da, facturile. nu să placă ce faci. Nu o să fii performant, nu să fii apreciat pentru ce lucrezi. dacă nu... Se vede că nu lucrezi cu plăcere, se vede că nu lucrezi cu, uh, cum să spun eu, cu. cu determinare. Și atunci caută. Caută să, să descoperi ce-ți place, caută angajatorii respectivi, du-te în intern și pur bate la ușă, oferă-te voluntar. Iar, iar asta e un lucru foarte important. Noi nu înțelegem valoarea voluntariatului. Voluntariat nu este să fii un păcălici, un fraier care muncește gratis pentru alții. Nu asta este ideea de voluntariat. Voluntariat este să te duci să descoperi niște lucruri, să ajuți la niște sarcini, să înveți să faci mici... Uh, Mic, mici uh, activități care care produc valoare. Și poate și să descoperi calea. În felul ăsta să descoperi ce, ce te pasionează. S-ar putea să uh, să descoperi că lucrurile la care, pe care le-ai ales, inclusiv universitatea, calificarea pe care ai ales-o, nu e cea mai bună. Că uh -huh. uh, vocația pentru ta tine. sau plăcerea ta sau, e alta. Sau pot să descoperi că profesia, așa cum o vedeai tu acum 5 ani când te-ai apucat de facultate, uh, s-a schimbat atât de mult, atât de în bine sau în rău, încât nu-ți mai place, sau nu te mai atrage, sau începe să te atragă altceva. Vedem foarte bine că se întâmplă uh, foarte multe schimbări în uh, profesii. Dispar profesii, apar profesii noi. Uh, cumva, pentru cei mai mulți dintre cei care sunt astăzi în facultate, profesia încă nu există. Profesia pe care eu o să o practice peste 5 ani sau 10 ani încă nu există. Deci trebuie să caute să descopere, mai bine cauți niște un domeniu care te pasionează, cauți un angajator care auzi că se poartă bine cu oamenii, cauți un program de internship unde știi că s-au mai dus alți colegi de ani trecuți și au, au fost bucuroși, au fost fericiți. Și Asta trebuie să faci. Nu, facem. nu rămâne în acel dolce farnientă pentru că așa ți se va întâmpla toată viața. Doru, mulțumesc din tot sufletul. Nu. nu mai e timp. știam că așa se întâmplă rău, și mie îmi pare vin. foarte rău, dar ne vedem peste o lună, în ultima Profica săptămână. Vin. Să știi că ne ținem de tine, oricum cu pe ale, vă întâlniți pe site-ul nostru radiocluj.ro Foarte interesante și foarte citite articolele lui V-am zis că l-am văzut cu cadă lui pe Dan Horea Îl văd în continuare cu cadă ochiului, așa că îi spun Servus, Dan, ne revede rapid ce -ai de la ora 15 Rapid, mai o completare la ce a spus Doru Un celebru om de afaceri englez, Richard Branson, spunea așa Cel mai important activ al unei companii sunt angajați Dacă ei sunt mulțumiți, clienții sunt mulțumiți și afacerea urcă Dacă nu... Noi în 30 de secunde vom... de la ora 15. De la 15 din niște afaceri care n-au urcat și s-au prăbușit, ce anume băncile, cele trei în frunte cu Credit Suisse, efectul asupra noastră și cât de sigure sunt băncile noastre, vom discuta cu un parlamentar din Comisia de Buget Finanțe, deputatul Zeta de Maramureș. Gabriel Zetea. Bun, Dane, după ora 15 cu bu, urechile, era să zic cu ochii, nu, cu ochii, ați fost pe pagina de Facebook Radio Cluj pentru că discuția cu Doru Șupeală de astăzi a fost live și o găsiți în continuare postată pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Carmen să Cristian și a venit și el cu ultimele informații, așa că îi fac repede, repede loc, pentru că are multe și lucruri importante să vă spună de la ora 15 cu mine. Vă reauziți, și ne, ne reauzim mâine de la ora 14. Toate cele bune bune, să aveți o zi absolut superbă în continuare!